Berbec. Berbecul are o săptămână în care explodează de dragoste. E simbolul dragostei pentru Berbec. Deci este un cuceritor, are șansa să găsească o dragoste nouă, fierbinte, pasională, dar n-am ce-i face, e în post. Răbdați și mergeți mai departe. În schimb, pentru tauri, tăurașii noștri în săptămâna respectivă, au o săptămână de multe mesaje, multă comunicare, scrieri, SMS-uri, tot ce înseamnă scris, vorbit. E o săptămână în care taurul, care de multe ori vorbește, de multe ori nu vorbește, o să cam aibă nevoie de multe lichide, pentru că îi se mai usucă gura de la prea mult dialog. Așa, hai să vedem cu gemenii. Gemenii ți-au zis, dacă tot e post și nu pot să primezi nimic, ia să-mi fac eu bagajele și să dispar o săptămână de acasă. Și chiar asta faci. Probabil că se pregătește ca înainte de Crăciun să dispară, își iau o vacanță sau antevacanță. Le mărește, își mărește perioada de distracție, foarte bine. Poți face și călătorii mai scurte, mai lungi. În schimb, racii intră în perioada de grație. Primesc cadouri, vorbe frumoase, nu știu, persoane sunt în centrul atenției. Și toți cei care îi iubesc și îi respectă pe raci vor fi atât de amabil că le oferă, înainte de a veni Moș Crăciun, o mulțime de cadouri. Sau probabil că primesc de două rânduri de cadouri. Bun. În schimb, lei stau acasă cu minței și așteaptă o schimbare foarte, foarte importantă și curând. Deci, schimbări benefice în preajma sărbătorii de Crăciun, așa că leiuților, fiți pregătiți, lucrurile bune vin la voi. În schimb, pentru fecioarele au fost agitate tot anul, au tot gândit, s-au învârtit acum, runele le oferă două sfaturi. Relaxați-vă și lăsați-i și pe ceilalți să trăiască, nu mai vă faceți probleme că rudele voastre acum de sărbători s-au îngreșat, s-au îmbolnăvit, au probleme. Deci lăsați ipocondria la o parte și, ca să vă fie bine, dați dovadă de relaxare sau încercați să ieșiți undeva. Mergeți la un spa și relaxați-vă. Balanțele în săptămâna asta sunt cam întoarse cu sus în jos, dar asta nu înseamnă că nu vor primi vești bune, foarte interesant, și cadouri, dar și o sumă de bani, surpriză. Deci, aveți grijă, eu vă sfătuiesc, știți că am vorbit noi în emisiunile precedente, știți numerele, faceți o tentativă, măcar de sărbători, mai luați, chiar dacă nu vreți voi, luați un bilet la loto. În schimb, pentru scorpionii intră anticipat într-o ciclu, o viață nouă. Încep să apară niște lucruri fantastic de bune pe ei. Revigorează. Și postul probabil că i-a revigorat în toate planurile, și fizic, și mental, și spiritual, și financiar. Deci, pentru scorpioni, revigorare totală. În schimb, pentru vecinii scorpionilor, care îi știm noi cum se numesc și zâmbesc acum, săgetătorii spun așa: în săptămâna asta sunteți sfătuiți să dați la o parte toate fricile, toate grijile, toate lucrurile legate de trecut și toate problemele, lăsați-le în urmă, pentru că trebuie să vă pregătiți pentru un an mult mai bun, dar cu condiția să lăsați toate necazurile. Deci la voi cu bătaie lungă, vine anticipat, începe anul mai devreme pentru pentru Capricorn, Capricornul spune că are o săptămână de mobilizare totală în care să bate cu pumnul masă, să spună cine e șeful. Să-și aranjeze problemele în casă, în familie, în societate și la servici, și numai așa au parte de mărire, de grandoare și de recunoașterea meritelor. Deci mobilizați-vă pe trei planuri și sunteți câștigători. Vărsătorii, în schimb, ajung în postura de a discuta cu ceilalți membrii de familie. N-au reușit să facă, dacă n-au făcut acest consiliu de familie și n-au discutat despre probleme care îi frământă, abia acum în săptămâna asta, e săptămâna destăinuirilor, a spovedanei, ca să spun, și să găsiți tot ce e mai bun pentru voi în perioada respectivă. Iar peștișorii, care încă sunt în post, mai o săptămână de a răbda, trebuie să aibă forță, tărie, putere, pentru că încă ceva îi nemulțumește, nemulțumirile astea pentru ei sunt mai grele și
săptămâna asta e o săptămână de suferință pentru ei. N-avem ce le face, fiecare cu asta. Dar asta nu înseamnă că e o greutate. Peștișorii știu să dea din codiță și să privească spre lucrurile bune care vor urma. Preceptele pentru săptămâna următoare. Și